vin cu vești bune pentru toți românii. Noi reduceri în toate magazinele la toate produsele care urmează să expire. Uite ăsta, de exemplu, care e valabil până pe 18.03. Deci urmește. Astăzi, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru diminuarea risipei alimentare și hai să vă zic ce înseamnă asta pentru noi. Înseamnă că toate produsele care se vor apropia de termenul de expirare vor fi mai ieftine, poate cu jumătate sau chiar și mai mult de 50%. Uite, de exemplu, ăsta e cu 30% mai ieftin, pentru că se apropie data de expirare. În țara noastră se pierd în fiecare an 2,55 milioane de tone de alimente și pe modelul mănâncă tot din farfurie că cineva moare de foame până Africa. Ei bine, toate alimentele astea pe care noi le aruncăm pot ajunge la miile de copii care adorm în fiecare seară flămânzi. Pot fi implementate măsuri de către operatorii economici sau autorități, cum ar fi reducerea prețurilor la alimentele care se apropie de data expirării, despre care v-am zis deja, donarea alimentelor, transferul alimentelor pentru a putea fi refolosite la mâncarea animalelor și folosirea alimentelor la compost. Hai că așa ușor, ușor vin veștile bune și la noi în țară.